Doamnă și domnule, bine v-am găsit! Cam fiecare seară v-am obișnuit să vă spun povestea României. România de neplecat și România de plecat. Acum, câteodată, ele sunt așa de strânse la oaltă că nici nu mai știi în care Românie trăiești. Și în seara asta nu o să spun eu povestea. În seara asta, omul care vă va spune povestea ocupă cea mai înaltă funcție în stat. Este, la această oră, cel mai important om din România și speranța mea e că această emisiune, și aici mă adresez confraților de la câteva televiziuni din București, această emisiune nu va deveni un rezervor de breaking news-uri și de dat poalele peste cap. Pentru că nu mă interesează politica în esența ei, ci mă interesează tot ceea ce noi înșine, oamenii obișnuiți, povestim. Ba la mici și bere, ba la coadă la fisc, ba atunci când ne așteptăm copiii de la școală. Invitatul dumneavoastră, în primul rând, și apoi al meu, este președintele României, domnul Traian Băsescu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Aș merge pe o constatare. În fiecare lună, în data de 25, milioane de oameni își fac datoria față de România. Stau, plătesc taxe, plătesc impozite. Este o datorie onestă. În fiecare zi, milioane de români își învață copiii să-și facă temele, în speranța că, așa cum zic ursitoarele în Maramureș, să ajungi un om mare și luat în seamă. În fiecare zi, fiul meu de 10 ani și fiica mea de 7 ani mă, între ghilimele, enervează, spunându-mi băiatul că vrea să facă finlandez și fiica mea liechtensteineză. Ei nici nu mă mai întreabă dacă există o țară mai frumoasă decât România pe pământ, ci mă întreabă: tati, care e cea mai organizată țară din lume? Și încerc în fiecare zi să le dau, din cât pot eu, acea consistență identitară prin educație, printr-o vorbă bună, prin, nu știu, arătându-i un om care își respectă condiția de om pe stradă. Și totuși, în fiecare zi, la știri, deși noi încercăm să facem România de neplecat, ajungem să vedem o altă Românie care nu ne aparține nouă, aparține politicianului român. Unde s-a rupt firul ăsta între noi și politică? De ce nu mai avem încredere în politică? Sau greșesc eu? Nu. Neîncrederea dintre români și politică este o realitate. Sigur, ea este intermediată de televiziuni. Iar aici mi-aș permite să fac observația că televiziunile nu au fost întotdeauna un broker onest al relației dintre populație, dintre electorat și politicieni. Pasiunea de a prezenta numai ce este negativ este o realitate pe care nu o putem contesta, iar dacă unele televiziuni au și patroni care au niște interese în justiție, niște interese economice, atunci acest brokeraj, această mijlocire a relației politician-electorat este și mai distorsionată. Dar, până la urmă, nu poți să pui în seama televiziunilor chiar măsurile pe care politicul le ia. Faptul că politicul nu e capabil să le explice și să găsească mijloacele de a se face înțeles, și aici vă dau exemplu care poate fi exemplu școală, acea reducere de cu 25% a salariilor. Atât a rămas fără explicații. De ce? Ce s-a întâmplat? Deci responsabilitatea de a explica este totuși a politicianului, și dacă constată că nu merge prin televiziuni, ia-o, frate, cu piciorul prin țară și explică. Corect. Aici, știți care e spaima mea cea mare? Până acum eram doar revoltat. Eram furios, ies în stradă, să vezi ce fac, agit steagul, jos ăia, jos ăia. Nu, acum deja sunt chiar speriat. De o săptămână, efectiv, mă uit la televizor și nu-mi vine să cred ceea ce văd. Pe de o parte, uneori mi-e rușine că sunt gazetar, și asta o spun mereu, măcar o dată pe săptămână, pentru că motivele deja mi se... e ca o cocoașă care îți vine în cap. Bun. Pe de altă parte, spaima mea cea mare este să nu semănăm cu politicienii. Și aici fac o distinție între politician și om de stat. Bun, vă arăt o fotografie. Azi vară mi-am dus copiii
în Ungaria, Slovacia, Austria. Înainte am mers pe la cel mai bun prieten al meu, Cosmin, din de lângă satul mare. Hai să vedem, să stăm. Aici sunt eu. Vedeți fotografia. Da. Știți ce fac acolo? Sortez castraveți. Știți pentru ce sortez castraveți? Pentru o firmă de la Debrețin, care vine, ia castraveții din satul mare, îi duce la Debrețin, îi pune în conservă și în fața fabricii din Debrețin sau tirurile românești care importă conserve de acolo. Și am zis, bă, băieți, dar aveți la Zalău o fabrică de conserve. Sunt peste tot, Târgu Mureș. Mai sunt la București fabrici de conserve. Iarăși ajungem în acea spurcată, între ghilimele, etică, interbelică, în care dăm buștenii și importăm mobilă. Cred că și la s-a făcut un declic și în mentalitatea noastră. Nu cumva să fie ceva românesc. Știți cât m-au înjurat pentru că am pus acea campanie cumpărați produse românești pentru sănătatea economiei naționale? Și am dat-o cu frică, pentru că eu nu am voie să dau pe televizor așa ceva. Am voie să dau să bem 2 litri de apă pe zi. Asta este campania. Și o dau doar așa, mai cumva pe ascuns și cu sufletul mic. Pentru că nu am voie. Domnul German, aici pot fi și motive economice, pot fi și motive de comoditate, dar m-aș referi strict la cele economice. Este știut faptul că România nu are capacitate în industria alimentară de procesare a întregii producții agricole. Și atunci un astfel de fenomen poate să apară. Dacă Debreținul nu-i foarte departe de serele în care cultiv castraveți, decât să mă duc la satul mare, unde nu are capacitate probabil să preia și castraveții mei și să pierd castraveții, mă duc la Debrețin. Pe de o parte, poate fi un al doilea motiv. S-ar putea la satul mare, la fabrica de conserve, să-mi dea un preț mai prost pe castraveți decât îmi dă cel de la Debrețin. Și atunci eu, producător, mă voi duce întotdeauna acolo unde îmi dă prețul mai bun. De asta o să-i vedeți pe cei din sud că merg cu pepenii la Suceava. Le-ar fi foarte ușor să meargă la București, dar cel mai bun preț îl obțin la Suceava, în nordul țării sau poate la satul mare. Deci economia nu mai are patriotism, ea privește la eficiență. Haideți să vă spun altceva. Dumneavoastră circulați cu Duster. Cu Logan. Cu Logan. Și dar nu, ce... nu, când conduc eu. Când conduce Duster. Altfel, exemplu personal. Mașină oficială. Da. Da. Vedeți? Intră în categoria exemplelor marilor șefi de stat care și-au promovat produsele. Am și vrut să fie așa. De aceea am cumpărat și un Ford B-Max de la Craiova. Am vrut să fie prima mașină să le arăt românilor că e o mașină bună. Cum... Și cu Loganul circul exact din acest motiv. Dar asta este o sugestie. Nu poți să impui și trebuie să ne obișnuim cu un lucru. Patriotismul unei firme este legat de profitul pe care îl obține, indiferent că este firmă românească, germană sau... Dacă discutăm de firme germane... Păi, la noi se produc cutiile de viteză pentru Mercedes. De ce credeți că... Mai vin încă 300 de milioane la Sebeș. 300 de milioane de euro. Exact. Bosch-ul produce aici echipamentele electrice, în România. De ce credeți că n-au fost patrioți să rămână în Germania cu producția de piese pentru asamblarea unui Mercedes? Patriotismul unei firme este legat de eficiența economică și trebuie să ne obișnuim cu acest lucru. Aș mai spune ceva. Nimeni nu poate să spună că dacă o firmă are o asemenea abordare, nu este o probă de patriotism. Păi, până la urmă, de patriotism și în sensul în care spun, până la urmă, poate Mercedes, dacă ar fi trebuit să-și producă piesele, componente ale mașinii în Germania, poate că se închidea datorită prețului foarte ridicat al forței de muncă. Exact ca la povestea cu castraveți. Și atunci, ca să rămână competitiv, a preferat să producă o parte din piesele pe care le asamblează în țări unde forța de muncă este mai slab plătită, ca să fie competitiv cu prețul final. E ok. Orice firmă
serioasă se gândește la profit, pentru că din profitul ăla există și consum, există și rate de plătit de oameni. Da, asta e proba de patriotism, domnul German. Mie, dacă o firmă, până la urmă, indiferent unde își face componentele, dacă îmi produce profit în țară la mine, și aici vorbim de Dacia, da? Apoi, din profitul ei am impozitele cu care plătesc ceva la sănătate, plătesc ceva la jandarmerie, plătesc ceva la armată, la educație. El este, acolo găsim patriotismul celor de la Dacia. Însă, patriotismului celor care fac un lucru bun, patriotic înseamnă, da, patriotism înseamnă ceva să faci foarte bun pentru tine și pentru cei din jurul tău. Eu așa îl înțeleg. Patriotismul ăluia, îi răspundem așa, deși avem cofinanțare de 85% pe autostrada Pitești-Sibiu legată de Coridorul 4, preferăm să facem București-Alexandria pe bani publici. Bun, ăsta e un lucru necinstit, domnul German. Și este nimeni... sfidător. Nu, dar nu se poate. Eu vă pot spune că în mine guvernul va avea un adversar total pentru astfel de abordare. România, dacă nu se conectează integral cu Coridorul 4 la sistemele rutiere europene, este o țară care rămâne enorm în urmă. Deci tronsonul Pitești-Sibiu trebuie făcut cu prioritate, altfel Coridorul 4 este întrerupt. Degeaba vin pe autostradă până la Pitești și de acolo înfund traficul într-o singură bandă. Degeaba plec de la Sibiu mai departe dacă până la Sibiu mă târâi pe o singură bandă și cu tranzitul și cu propriul transport și așa mai departe. Acesta este un act de lipsă de patriotism. Nefinalizarea Coridorului 4 paneuropean. Cu toate consecințele, inclusiv riscul de a muta producția în Tanger. Deci nu numai pentru Pitești. Eu vă asigur că România va pierde foarte multe investiții dacă nu finalizează Coridorul 4. Iar Dacia este ceva sigur. Este sigur că se va pierde asamblarea de la Pitești, la uzinele Dacia, pentru că deja la Tanger sunt capacități de preluare existente. S-a trecut la faza a doua de extindere a capacității uzinei Dacia din Maroc. Bun, și întrebarea mea vine iarăși. Și iarăși mergem la încrederea în politică. Și scuzați-mă, acolo, Tangerul, pui mașina direct în vapor. E portul la câțiva kilometri de fabrică. Nu ca în România, unde guvernul poate gândi să dea prioritate la București-Alexandria decât la Pitești-Sibiu. Și atunci iar ne întoarcem la credibilitatea actului politic. Ne place? Nu ne place? Politica mișcă lucrurile. Face lucrurile să întâmple. Așa e. Bun. Sunt de acord cu asta. Însă, eu ce încredere ca și cetățean mai pot avea? Într-o țară în care eu încerc să respect legea începând de la culoarea roșie de la semafor și văd că legi importante, și vă dau doar trei exemple, nu sunt respectate de ani buni. 1. Legea moților era 33 pe 96. Nu s-a respectat. Legea educației, mi se spune, 6% din PIB. Nu s-a respectat. Legea, acel referendum cu 300 de parlamentari. Avem aproape atâția parlamentari, 588, Germania cu 80 de milioane, are 611 parlamentari, domnul președinte. Așa e. În timp ce mama merge la coadă la farmacie, mătușa mea merge cu trenul, cum poate, cei 588 dau o lege lipsite de orice etică socială, prin care eu pot să mă prim cu avionul de câte ori vreau, eu pot să-mi fac farmacie cu medicamente cu preț redus. Asta nu mai este prostie, asta este sfidare. Așa sfidare este. Și întrerupe circuitul firesc între încrederea mea și încrederea acelora ce vor să facă sau ceva cu țara asta. Sau cu o majoritate modific codul penal să fiu intangibil așa când fur. Da. În timp ce la cetățean am exigența să-și plătească taxele. Asta ne reproșează și partenerii noștri. Când vorbești de stat de drept, trebuie să pleci de la premisa că legile trebuie respectate. Indiferent despre ce vorbim, legea educației, codul penal, legea moților sau știu eu ce, orice altă lege. De asta avem probleme pe care ne facem că nu le înțelegem. Dom'le, am respectat toate criteriile tehnice să intru în Schengen. Da, dar el vine și îți spune criteriul politic este respectarea statului de drept. Printre altele, în afară de... Articolul din Maastricht. Sigur.
Iar Copenhaga. Copenhaga. Deci, la criteriu politic, acolo am stabilitatea instituțiilor, respectarea statului de drept, respectarea drepturilor minorităților, respectarea drepturilor omului. Sunt cele patru. Păi, eu nu respect, în primul rând, partea de stat de drept, propriile mele legi. Este adevărat. Tot prin legi am în aplicare. Acum e la Ministerul Educației, unde spune 6%. Pot fi momente în care un stat nu poate plăti cât... Noi putem să înțelegem asta continuu. Dar trebuie explicat. Pe de altă parte, însă, sunt zone în care nu am explicație, cum a fost intervenția pe codul penal ca noi, președintele, parlamentarii, președinții de consilii județene, consilierii, primarii, noi nu mai suntem în conflict de interese și putem să dăm contracte eu ca primar soției, da? Deci, aia pot să o înțeleg, explici populației, oameni buni. Nu putem să dăm 6% la educație, putem să dăm 4,5% și vom crește la 5% la anul și 5,5% peste 2 ani și ajungem la 6% peste 3 ani. Frate, dar asta când modifici codul penal în favoarea unui grup, asta nu poți să-mi spui că n-ai avut resurse. N-ai avut resurse democratice. Ai avut resurse de ticălos. Eu știu că poți guverna o țară dacă ai două elemente fundamentale. Buna credință și etica. La nivel chiar personal. Eu îmi doresc un președinte, un premier, un ministru, un președinte de ce vreți dumneavoastră de parlament, care să vină după ce e ales sau după ce e numit, să spună așa, mă băieți, urmează o perioadă grea. Eu sunt cel pe care prima dată îl veți urî. Balcerovic, în Polonia, știți discursul din decembrie 89. Dragi polonezi, începând de la 1 ianuarie, noi vom trece de la socialism la capitalism. Eu sunt primul pe care îl veți urî. Se vor pierde 1 milion de locuri de muncă, se vor câștiga în alte părți. Umblau cu funia și săpunul după el prin piață. El mergea să facă inflația la ouă. Și, într-adevăr, s-au pierdut 1 milion de locuri de muncă în primul an, dar s-au câștigat 1.600.000 după acea terapie de șoc. Omul ăla ce a avut? Acum îi se ridică statui. Pur și simplu credința că țara lui va trebui să muște din iarbă, să se ridice cu întreg poporul și un corpus identitar care există în acel popor, întâmplător catolic, să ducă țara mai departe. Noi vedem de 24 de ani altceva. Lupte începând de la sedii, de spații comerciale. Amintiți-vă nepoții lui Diaconescu. Da. Erau rațiu, erau coposul și în spate se luau sedii de covrigării. Nu se poate ca o țară să se împiedice de asta. Așa este. Văd dosare ale unor primari care sunt condamnați, culmea, cu suspendare, și aici îmi doresc modelul, în ghilimele, chinezesc al gestiunii frauduloase, care în dauna banului public, unde nu există pedepse cu suspendare, și îi vezi înapoi în funcție. Și ei sunt condamnați, deci vinovat, e adevărat, cu suspendare, și este acolo. Și atunci eu mă întreb, cum să explic eu copilului? Mă, băiete, fă-ți temele. Învață. Nu cumva să te văd cu copiii. Nu cumva să mă spună învățătoarea când el spune, mă, tata, cu mine discuți. Păi al doilea om în stat a rămas repetent de 2 ori și al treilea om în stat a rămas repetent de 3 ori. Vorbesc de asta, Antonescu și Zgonea. Eu ce să explic copilului meu? Că eu vreau să-l țin lângă mine. Eu îl visez lângă mine. Domnul German, este foarte adevărat, însă eu nu sunt omul. De regulă, ați văzut și când s-a spus cine a greșit la codul de procedură penală. Mi-am asumat că am promulgat. Când au fost de luat măsuri grele, am ieșit în fața poporului și am spus asta e... Deci nu sunt un om care să nu-și asume. Pe de altă parte, știți ce le-a dat politicienilor credința că ei pot face orice? Pentru că un mare număr de politicieni cu dosare penale, cu condamnări, au fost realeși. Gândiți-vă, pentru mine rămâne celebră opțiunea electoratului între un domn Ghiveciu, care era arestat preventiv, și ministrul justiției Predoiu. Au fost la concurență în aceeași circunscripție și a câștigat domnul Ghiveciu, care era arestat preventiv în ziua votului. Deci, știți că chestiunea asta... Clasa politică este una. Hai să ne corectăm toți în același timp. Până la urmă, permisivitatea și aroganța pe care o au politicienii
în a-și atinge scopurile proprii se datorează și lipsei de exigență a electoratului, care corect. Spune, asta e, frate. Vreau să fiu bineînțeles, nu dau vina pe electorat. Probabil că și electoratul are nivelul acesta de exigență tot datorită politicilor care n-au explicat de ce e important să nu alegi un om care este arestat în raport cu ministrul justiției care a făcut codurile, da? Însă ne lovim tot acolo la acel intermediar, acel broker al informațiilor între politic și populație. Dacă brokerul nu-i corect să transmită mesajul corect, ce să înțeleagă omul? Uitați-vă la anumite trusturi de televiziune ce fac. Un pic de pauză. Dar, repet, tot a politicului pe fond este responsabilitatea și pentru această toleranță a electoratului față de politicienii corupți. Da, pentru că electoratul vede că nu li se întâmplă nimic de fură, uite că e șmecher și o duce bine, să fiu și eu șmecher, să o duc și eu bine. Luăm un pic de pauză și revenim cu regionalizarea. Da. Am revenit. Chestiunea regionalizării. Și aici nu vreau să intru în detalii. Eu am părerile mele personale de contribuabil că aș vrea regiuni istorice, după modelul polonez, după modelul chiar francez, după modelul italian. Mai vreau o regiune cu caracter special, mă gândesc la Delta Dunării, la Valea Giurii, la Secuime, dar nu asta contează. Eu însă mă duc pe o anumită lipsă de logică. Și sperietura mea știți de unde vine? Din faptul că cei care au pregătit sau s-au pregătit să facă acea lege a regionalizării n-au găsit un cuvânt cheie la logica biblicii. Comasare. Nu poți merge într-o țară modernă cu 3200 de unități administrative, dintre care mai puțin de 850 se autosusțin. Atâta e de greu, domnul președinte, să desenezi harta și să spui, mă băiete, aici, uite, cam astea sunt problemele, aici, astea sunt probleme. Sau dai copy-paste după polonez, așa districtul, e. Poviatul. Nu, și polonezii au avut destule probleme în reorganizarea administrativă. Dar le-au trecut. Le-au trecut. Însă, domnul German, politicienii folosesc o mare minciună pe care o spun, în sensul că ne trebuie revizuirea Constituției ca să o începem. Eu o să vă spun un adevăr cu privire la stadiul pregătirii începerii reorganizării administrative în timpul guvernului Boc. Viziunea era simplă. Avem 3150 de comune din care se susțin 640. Comasare în așa fel încât să se autosusțină financiar. Corect. Și după socotelele noastre rămâneau vreo 1100 și vreo 60 de comune ca unități administrative. Plâng domnii că n-au în Constituție, era proiectul făcut. Spre exemplu, sunt structurile descentralizate ale ministerelor. Și mergesem pe criteriul actualelor euroregiuni. Plecasem de la realitate. Ce avem? Avem 8 inspectorate de poliție, da? Într-o euroregiune. Facem unul singur? Aici avem un singur general pentru 8 județe, nu 8 toată județe, 8 generali. Și structurile de intervenție sunt în fiecare județ. Dar conducerea o am la nivelul a 8 județe. Și am un singur general, am un singur comandament, am un singur aparat TESA, am o singură structură de achiziții, bocanci și nu știu ce. La nivelul jandarmeriei, același lucru. La nivelul inspectoratului școlar, același lucru. Deci pentru astea, nu mai spunem, direcții agricole, direcții de mediu, nu-ți trebuia decât să vrei. Și să nu fi deranjat de deranjamentele pe care le vei produce la baronii din teritoriu. Exact. Deci acest proces de pregătire a structurilor reorganizate în teritoriu era în regulă. Ce nu se putea face? Nu puteai să desființezi consiliile județene. E adevărat. Pentru că ele sunt în Constituție definite.
dar nu mă obliga nimeni ca structura ale ministerilor să nu le reorganizez la nivelul euroregiunilor, cu un singur general la poliție, un singur general la jandarmerie, un singur general la SRI, pentru că le vizam și pe asta. Cu tot. Tot. Cu tot. Ce înseamnă? Ei, noi am avut perioada aceea de criză, 2010, 2011, 2009-10-11. Când se pusese pe hârtie poliția și era o forfotă, a plecat guvernul Boc. Dar se poate face, din păcate, plătim din nou costul influenței uriașe pe care o au baronii din teritoriu pe decizia politică de la centru. Această mișcare administrativă, căreia încă nu-i spun reorganizare pentru că nu avem regiunea în Constituție, dar această mișcare administrativă a structurilor ministerilor în teritoriu ar fi redus foarte mult influența baronilor. Și birocrația. Ce a vrut să facă? Și costurile de funcționare a statului. Ce a vrut să facă domnul Dragnea? Să o întărească de dragul baronilor. Să mute toate aceste structuri la nivel județean în subordinea președintelui Consiliului Județean. Am fi mers înapoi mulți ani. Dar știm din istorie, feudalismul, feuda, a apărut în momentul în care suveranul se transforma în suzeran, în sensul că eu nu mai administrez partea aia mare de țară, ci o dau unuia, care are drept de viață și de moarte, mie numai să-mi plătească acel tain. Da. Bun. Însă, pe mine mă îngrijorează nivelul cultural. Pe cuvântul meu de onoare, dacă nu aștept oameni care să facă această lege, dar venind din bibliotecă. Adică, e o logică. Tu nu poți să descentralizezi responsabilități și centralizezi resurse. Ați fost primar de București. Bineînțeles. Știți foarte bine ce înseamnă să vezi că faci tot posibilul să dai o anumită soliditate economică în județul tău, în orașul, în comună ta, și la un moment dat vine cineva și face gata, nu mai ai. Decentralizările astea fiscale nu sunt de state federale. Federalismul fiscal funcționează și în Italia și în Franța, care sunt state naționale unitare. Da, domnul German, aici lucrurile sunt puțin delicate. Pentru că, în mod categoric, trebuie să lași resursă la teritoriu, la unitățile administrative, dar eu vă spun, dacă aș avea putere să fac lucrul acesta, aș spune, oameni buni, cei din comune care nu vă puteți plăti salariile, nu puteți primi nici de la stat, pentru că n-am de ce să te autofinanțez atâta timp cât tu vrei să rămâi comună, dar tu nu colectezi taxele locale, pe de o parte, sau nu-i viabilă comuna ta. Dacă îți asiguri plata funcționarilor, a luminii electrice, a salubrizării în comună, vin eu și îți dau pentru investiții bani. Corect. Dar acest minim asumă-ți-l, pentru că altfel n-am de ce să iau de la contribuabilul German să-ți dau ție care nu te justifici ca unitate administrativă. Ar fi o abordare. Alta abordare este legată de ce își asumă statul. Și statul își asumă ceea ce e scris în Constituție. Educația, apărarea, securitatea națională, ordinea publică, sănătatea. Păi banii ăștia trebuie să vină de undeva. Nu pot să spun, la mine rămân toți banii în teritoriu și statul, nu știu din ce resurse. Statul ca o sumă de instituții și servicii, cât costă politica externă, poftim. Solidaritatea are și importantă. Da, dar nu exagerată, cum o facem acum. Și evident, celor care au case și îi dau ajutor de șomaj, îi dau ajutor social. Am întâlnit o țară, este o țară care, spre exemplu, o țară foarte dezvoltată. Și discutam cu șeful guvernului. Problema educației. În acea țară s-au descentralizat școlile și au lăsat și la nivel local curicula. Îmi spunea după 5 ani de funcționare că este un dezastru. Da.
și că nu știu cum să le mai ia înapoi, pentru că, de fapt, totul este orientat pe interesul local, ce cadre au, ce nu știu ce aia predau, nicio legătură cu nevoile pieței muncii. Deci și descentralizarea are rosturile ei, până la acel nivel o faci. Altfel, însă, domnul German, spre exemplu, eu sunt un partizan al respectării noțiunii de stat unitar. Absolut. Vreau să știu că securitatea este unitar garantată pe teritoriu, vreau să știu că educația este unitar dezvoltată în raport cu nevoile pieței muncii, vreau să știu că sănătatea este echilibrat dezvoltată, proastă cum e, dar ori e proastă egal în toate județele, ori e bună egal în toate județele. Pentru că nu atunci vii și creezi acele discriminări de tratament față de cetățeni, ceea ce e extrem de riscant. Ceea ce deja există. Există ca urmare a repartiției proaste, nu a organizării sistemului. A repartiției. Da. A repartiției resurselor de tip clientelar. Spre exemplu, eu vă spun spital în București, care are peste 400 de medici în plus. Da? Și noi putem, deci, spune, repet, de Dorohoi și de... peste 400 de medici în plus. Că toți vor să fie din București. Toți vor să fie în București. Dacă ei distribui, s-ar mai acoperi puțin. Sigur că nu mai avem nevoie de repartiții. Nu mai vrem să revenim la vremea la care nu aveam opțiune unde să lucrez. Totuși, ca stat, trebuie să găsesc o pârghie să facă acel spital care are 400 de medici în plus și care unii se numesc chirurgi, alții se numesc nu știu cum și n-au mai intrat în sala de operație nu știu de când. Dar figurează și iau salariul în respectivul spital, ar trebui să găsesc o formulă să-l fac, să dea asistență și la Dorohoi. Trebuie să le explicați, mă băieți. Pe de o parte, vreți piață liberă pentru salarii. Asta nu se poate decât prin mijloace de stimulare. Trebuie să închid ochii și să spun, pă frate, pentru că te duci de la București la Dorohoi, ai de 3 ori mai mare salariu. Da, corect. Deci corect. Nu vom avea altă formă decât tot formele specifice pieței. Aici e autonomia locală. Omul nu poți să-l mai iei cu biciul. Exact. Dacă îi lași resurse suficiente, autonomia locală ar trebui să poată spune, domnul doctor de la spitalul X din București, știu că nu prea ai ce face acolo. Uite, statul, Casa Națională, îți asigură un salariu de 2000 de lei, dar eu, primăria, îți mai dau 4000 să vii să profesezi aici. Știți unde a funcționat asta? Într-un sat de munte, din câte știu eu, din județul Cluj, unde erau copii olimpici la matematică, n-a mai venit profesorul și a venit primarul și a zis, mă băieți, să știți că eu știu că statul vă dă 2000 de lei la fiecare sau 1500 cât aveți salariu. Dar eu vă mai dau două care de lemne, nu plătiți chirie aici unde stați și vă mai ajutăm cu clacă, ba la un strat, ba... Și au putut să meargă. Gândiți-vă că toată asta ar putea fi certificată prin autonomie locală să-i lași omului ce? Dreptul de a se gospodări acolo unde statul n-are rost să intervină. Pentru că medicii ăia știți ce fac? Vin așa, noi vrem piață liberă să avem bani, dar statul să ne apere de piața liberă, când e cazul că suntem prea mulți. Da, dreptă-i. Dreptă-i. Însă aș mai spune un lucru. Nu există lege care să interzică primarului să facă, spre exemplu, 5 case pentru 5 profesori din resurse locale și să stabilizeze profesorii buni acolo. Pentru că marea problemă a unui dascăl tânăr, mai ales a unui dascăl de limbă engleză, de limbă franceză, de informatică, este a termina facultatea și n-are casă. Își găsește muncă în București ca translator de limbă engleză, ca IT-ist. Dar, domnul primar, dacă tu îi pui la dispoziție casă, sunt convins că vei avea și profesori de limbă engleză pentru copii și nu ți interzice nicio lege să faci lucrul ăsta. Sigur, pentru asta ar trebui ca primar să vrei să nu fii demagog și să-ți colectezi taxele locale. Dar pentru că tu vrei să fii votat, nu strângi taxele locale, atâtea câte sunt,
și țip la guvern, dați-mi bani că n-am sting lumina la primărie. Și mai fac și o fântână arteziană. Exact. Colorată. Și un parc cu fântână arteziană, că dă bine. Și mai fac și de vreo 5 ori pe an ziua comunei. Da, unde da. Vin numai de aia care nu cântă muzică populară din comună, da. Vin... Bun, nici astea nu sunt rele, pentru că socializează, dar dacă am fi mai puțin... Până la urmă, chiar administrațiile locale... Nemți. Chiar administrațiile locale stimulează sentimentul guvernului, eu te controlez, ești la pixul meu, știi? Da. Prin comportament. Și aici mai e o problemă. Dacă omul vede că a făcut un parc și o fântână arteziană în comună, o să spună, mă, îmi place, dar domnul primar, n-ai vrea tu să nu mai faci pe al doilea, să faci o casă, să avem profesori de engleză aici și de... Uite, punem tot. Și eu vă spun din experiență. Am făcut o casă la inundații. Am plătit eu materialele și construcția. O casă făcută în regie proprie, foarte ieftină. Știu, nu știu prețurile de pe piață. Acum fac și știți eu. Foarte bine cât de... E șocant de ieftin să-ți construiești o casă în regie proprie în raport cu dacă te duci să cumperi de pe piață. Se spune acum că apartamentele sunt foarte ieftine în Cluj, în București, în... Eu le spun celor care se uită la noi că dacă o faci în regie proprie casa, cheltuiești cam 30% din prețul de pe piața actual. Și o faci cum vrei. Și o faci cum vrei. Apropo și de asta, de nebunia asta cu zilele satului, acolo a fost și o șmecherie între politician și administratorul localității. Pentru că, știți foarte bine, mai ales după 90, facem zilele satului, a venit domnul politician care era în Parlament și începem. Păi suntem sat, vrem să devenim oraș. Suntem Cătun, vrem comună. Suntem așa oraș, e. Vrem municipiu. Așa e. Și o te mare uiți, greșeală. Bă, dar păi de unde municipiu? Că voi nici canalizare n-aveți. Așa e. Asta e una la mână. Doi, vin să fac mai știu eu ce zilele satului. Bun, e ok să ai sentimentul identitar. Doamne ajută-i. Și eu îmi doresc, eu nu-s mai puțin român dacă sardelean sau bucovinean sau dobrogean. Îmi doresc copiii mei să rămână aici și să-mi crești și nepoții de aici. Da. Și dumneavoastră știți mai bine decât mine asta. Bun, dar să-mi fie iertat. În vara anului trecut, știți unde am văzut prima statuie a lui Iancu de Hunedoara? În Slovacia. Da. Iancu de Hunedoara, pentru care toate bisericile catolice din lumea asta bat clopotele la ora 12 ziua și papa în fiecare duminică, împreună cu mulțimea, spune... acea rugăciune, Angelus. Parcă ne este rușine dacă ajungea unul șef de birou la Microsoft, erau pline ziarele că a ajuns românul nostru la butoane. În timp ce Iancu de Hunedoara, fiul lui Vlaicu, da, din regat, este un fir care ne-ar fi putut, un fir de aur care ne-ar fi putut împăca cu toată Europa Centrală să arătăm că avem valori comune. Băieți, nu istoria pe care am învățat-o. Noi avem o mâie de lucruri care ne apropie, decât alea două, trei care ne despart. Acolo, în Slovacia, în Comaron, tata, dar cine este? Că seamănă cu... Scrie de Hunedoara. Mă, băiete, e român. Și noi de ce nu avem statui? Vedeți? Nici în manuale nu mai există acea capacitate de a genera puțină istorie pe care trebuie să o înveți un copil. Să fie un pic mândru. Da. Mie îmi spuneau ăștia din Bruxelles, bă, tu ești peremist. Nu sunt peremist, dar eu sunt mândru de... și de... vinul de Murfatlar, da, că am dus odată vin, da, de Murfatlar acolo, și de Pălinca de aici, și de Agapia din Moldova. Nu se poate să n-avem ce să celebrăm. Că ajungem, ca noi suntem ultima generație care mai știe că Sadoveanu este un scriitor și nu un clan de interlop din Iași. Da. Fără supărare, nu. Da. Da. Nici aici nu se... Domnul și... German, revenim puțin la conservarea tradițiilor. Sigur, eu nu știu de ce nu suntem mândri că Matei Corvin are statuia la Budapesta în piață Matias Rex și nu are la noi în suficiente locuri sau corect, ce știu copiii noștri despre Matei Corvin. Însă aș veni la aceste zile ale comunelor. Eu mă duc vara, îmi place să mă duc. E și o ocazie să intri în contact direct cu oamenii. Să știți că apreciez foarte mult acele zile ale comunei sau acele târguri în care este promovat folclorul și obiceiurile locale. Ce te faci însă? Că văd că a dat cosmopolitismul peste noi și exact ce vedem la televizor, fetițele aia cu fundulețul gol,
Le vedem și la zilele comunei că primarul se fălește să ducă specimenele alea acolo, non-valorile acelea. Și pe bani grei. Și pe bani mulți. În loc să aducă niște formații locale, folclorice, să... și încă sunt cămine culturale în comune la noi care prezervă valorile astea. Nu, trebuie să le aducă pe fetițele care apar la știu eu ce emisiuni de la televiziune. O să spun un cuvânt urât. La chiloțelele de televiziune. Sună urât, da. Și îmi cer scuze. Da, da. Și noi trebuie să avem grijă noi. Eu dacă aș fi fost cetățean al unei astfel de comune în care îmi aduce fetițele de la nu știu ce emisiune de la televizor, n-aș participa la ziua comunei. Adum, domnule primar, formații de muzică populară, vreau să văd portul popular, vreau să mă îmbrac eventual și eu. Uite, asta vezi în Maramureș și în Ardeal în general, portul și popular și în Bucovina și în Dobrogea. Deci există zone în care se prezervă obiceiul și cultura străveche. Asta dusă mai mult din generație în generație și mai puțin din cărți. Dar cheltuirea banului public, dacă nu-și atinge scopul, scopul care este? Să mă facă puțin mai mândru de mine. Atâta cer și eu de la țara asta. Mai mândru de mine, că ce vedem la televizor, noi tot timpul aflăm că suntem ultimii, suntem ultimii, suntem ultimii, suntem ultimii. Domnul German, vă dau exemplu crizei și să nu credeți că eu nu mai am ce să câștig de pe urma asta. România a avut totuși niște politicieni care au avut curaj și un popor care a suportat niște măsuri în 2010 care ne-au făcut ca din 2011 să ne reechilibrăm. România n-a mai intrat în creștere negativă. Uitați-vă la mari țări pe care ni le dau exemplu televiziunile. Au bâlbâit și au întins măsurile de redresare, că acum 5 ani aflai că sunt în criză și acum afli că sunt tot în criză. Și sunt țări care ne erau date ca exemplu. Oare de ce nu suntem noi mândri de asta? Știți de ce? Pentru că noi nu avem curajul să percepem sau să celebrăm etica. Și vă dau un alt exemplu. Ați văzut ce înjurat a fost Daniel Funeriu când a zis stop hoției la baccalaureat? Da. Eu mi-am făcut cruce și am zis, bă, dar mie mi-ar conveni să știu că al meu copil a luat un 7 sau 8 sau un 5 pe merit sau ce aș face? Aș face un chef ca copiat la baccalaureat? Da. Să-mi fie cu iertare. Eu n-am copiat în viața mea pentru că mie mi-ar tremura genunchii și aș zbânțâi de frică. Da. Pentru că profesorul este acel profesor cu P mare. Nu mai există altceva pe lângă el la un examen. Da. L-am înjurat pe Funeriu că nu ne-a mai lăsat să copiem. Apoi am ales exact ce ziceți dumneavoastră, care a fost mai corupt, ăla era. Acum plângem de mila lui Becali. Nu, dar uitați-vă plângem după Elodia. Ce spunem de Băsescu, folosește justiția împotriva... Nu, mă, Băsescu a avut grijă ca oamenii politici să nu mai influențeze deciziile procurorilor și judecătorilor. Faptul că procurorii și judecătorii se simt liberi și acum ajungi în pușcărie, dacă ai furat, nu este un lucru pentru care să-l cerți este pe Băsescu. Este democrație. Este o promisiune că justiția va fi depolitizată. Am spus, țepe în Piața Victoriei, astea sunt țepele. Merge și Becali, merge și Năstase, merge și Mureșan, ministrul Mureșan, merge și Remeș, mergem toți dacă am încălcat legea. Dar așa e corect. Așa e corect. Așa e corect. Ori a ajuns un motiv de ură. Televiziunile, în loc să spună a început să funcționeze justiția, spun, din cauza lui Băsescu sunt arestați oameni nevinovați. Nu e adevărat. Care oameni nevinovați? Deci, dacă vopsesc transformatoare, dacă mă apuc eu să vopsesc un transformator acum, luat de la stat, să-l vând la stat, iarăși cu nu știu de câte ori, nu, eu ce pățesc? Sigur, Băsescu i-a aranjat Așa se zice, Bă să-i devină. Da. Bă, să-i devină că Năstase și-a făcut casă în Zambaccian cu
mergând cu bancul Tristan în China. Asta e viața. Aș vrea să povestim un pic, mai avem vreo 10 minute. Dar să știți că nu s-a resemnat. Mă bat cu ideile astea, cu minciunile astea. Să știți că dacă oamenii erau resemnați în România, acum culegeau căpșun sau sparanghel în Germania. Așa e. Aș merge pe subiectul acesta al Moldovei. Eu, despre care Ilici și alții aveau grijă să spună că-s marele separatist, eu am luat-o ca o chestie, în sfârșit, bă, ne rotunjim. Da. Ăsta poate fi un proiect de țară. Eu n-am aflat până acum, în afară de Uniunea Europeană și NATO, pe care le consider proiecte mari, dar totuși secundare în, pe plan istoric. Au fost vitale pentru noi. Vitale, dar da, nu acel mare proiect. Și când v-am auzit de Moldova, am zis, este un proiect care poate remonta ce? Încrederea în sinele acestui popor. Mă, măcar avem pentru ce răbda. Și am făcut comparația cu Ceaușescu. Eu știu, eram copil. Și dacă pierdeam 15 bani, cum luasem casa pe datorie, da, numai eu știu ce făcea tata cu mine. Da. Și tata zicea, mă, nu-i bea că răbdăm, că plătim datoriile externe. Așa era atunci, percepția. Da. Și acum, în sfârșit, putem spune, mă, nu-i bea că răbdăm, că uite, ne putem, poate ne împăcăm cu moldovenii și reușim, în sfârșit, nu o singură țară, poate, nu o singură, nu știu cum, dar suntem împreună, în Uniunea Europeană, unde om fi, dar aici, și prosperi. Eu mă așteptam ca reacțiile să fie foarte faine. Știți ce, câte milioane au după cap? Domnul German, aici eu nu o să renunț în gândul meu la acest proiect, nici în gând, nici în acțiunea mea politică. N-aș fi vrut să-mi închei mandatul fără să enunț această posibilitate. Istorică. Da, această propunere de proiect către români. Și trebuie să spunem că el acum nu poate fi realizat dintr-un motiv fundamental. 70% din români vor reunificarea, iar când treci prutul, doar 15-20% dintre cetățenii Republicii Moldova vor reunificarea. Ceea ce înseamnă că este un proiect care nu poate fi adus la îndeplinire mâine și eu nu l-am propus ca un proiect pentru mâine. Eu l-am propus plecând de la ce știu că s-a făcut pas cu pas. Am relaxat legea cetățeniei pentru familiile care și-au pierdut fără voia lor dreptul la cetățenie română. Li se dă până la gradul 4 foarte ușor cu o simplă cerere și proba că face parte din acea familie. Am mărit numărul de burse de la 80 de burse când am venit. Împreună cu Emil Boc, el a fost cel care a înțeles foarte bine, la 5.500 pe an. Deci noi avem burse pentru copiii din Republica Moldova, 22.000 simultan în facultăți, că-s la Iași, că-s la Cluj, că-s la Timișoara, că-s la Craiova, sunt în facultăți și în licee. Nu e un cost mic, este elita, dar care se formează. Este acea perspectivă pe care trebuie să o construiești ușor. Ne interconectăm pe gaze. S-a terminat deja interconectarea pe 100 de kilovolți pe energie electrică. Mai avem în proiect două linii de 400 de kilovolți pentru interconectare cu Republica Moldova, să-i putem deconecta de dependența energetică pe care o au spre est. Deci sunt lucruri care se fac pas cu pas, în timp, și cel mai important lucru pe care l-avem de făcut este să-i respectăm pe cei din Republica Moldova care spun eu sunt român. Pentru că s-a lărgit, eu când mi-am început mandatul, acceptarea că sunt român era la nivelul de 4%. Știu. Astăzi depășește 20%. Și a fost această politică de acordare a cetățenii, de acordare a burselor, dar trebuie să facem mai mult. Fără să ne... Noi nu avem nevoie să ne rugăm de la gură acum. Revin totuși la... Și dacă ar trebui să ne luăm de la gură. În vremea când făceam emisiuni și era austeritate, eu am zis, mâine, dacă trebuie, această verigă, e singura ori pe care l-am pus și l-am trimis la Banca Națională, pentru că e musai să fiu solidar. Așa cum dacă mâine rămân fără loc de muncă și eu devin mai auster, mă, și țara asta a rămas un pic vraiște în tot ce s-a întâmplat în lume. Asta este. În familie toată lumea ar face la fel. Urlă când face statul chestia asta. Bun, trecem peste asta. Însă, eu mă așteptam ca o idee pe termen istoric, o idee care ar putea
exista ca un capitol în manualul de istorie, aceasta cu Moldova, să fie, cum să vă spun, celebrată. Aș fi vrut să-l văd aici președintele țării, aici prim-ministru, aici președintele Camerei Deputaților, acolo toți politicienii, să spună, băieți, indiferent când ne certăm noi, este un termen istoric pe care îl dăm. Noi, cei pe care îi urâți acum, suntem cei care ducem țara asta cu un proiect național, cum a fost doar de mult, de mult, de mult, de când noi nici nu existam. Orice s-a întâmplat după aia, șmecherii date cu Chișinău să nu fie de acord. Ăla la brus, ne-o și-a amintit ăla de la Vocea Rusiei. Nu numai, domnul German, ce m-a durut pe mine cel mai tare a fost faptul că doi premieri pe urmă discută să reducem numărul de burse pentru tinerii moldoveni. Nu, le-aș mări, lăsând opțiunea tinerilor din Republica Moldova să învețe în România sau la Chișinău. Unde-i problema? Acum aflu că se cam pune o frână la eliberarea actelor de cetățenie, deși sunt vreo 100.000 de dosare terminate. Frână. Da, aflu așa, dar o să mă ocup luni la București să văd ce se întâmplă acolo. Nu e corect, pentru că le dăm o șansă și tinerii aceștia au nevoie să li se substituie minciuna care le-a fost băgată în cap în familiile lor și familiilor lor cât timp au fost partea Uniunii Sovietice. Noi respectăm independența și suveranitatea Republicii Moldova, dar întrebarea mea este, când privesc la situația din Transnistria, unde provocările au devenit tot mai dese, când privesc la situația din Găgăuzia, e o autonomie în sudul Republicii Moldova, care pe 2 februarie a avut referendum și 70% din populația, care e de circa 200.000 de locuitori, a votat pentru Uniunea Eurasiatică. Eu am dreptul să nu spun, noi România, chiar dacă nu e foarte bine primit de aliații noștri ceea ce spunem, noi România dăm o alternativă politică Republicii Moldova să nu fie împinsă în Uniunea Eurasiatică. Și sunt îngrijorat pentru că dincolo de Găgăuzia și de Transnistria, Ucraina, nu, mai există intern încă un risc. Partidul Comuniștilor, condus de domnul Voronin, are 46% în sondaje și este pentru Uniunea Eurasiatică. Deci eu, România, nu pot să mă uit la Republica Moldova ca la ceva ce mi-e indiferent și fie ce-o fi. Eu trebuie să dau acel semnal politic. Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, eu le spun români, ei parte spun români, parte le spun moldoveni, nu mă deranjează niciuna, nici alta. România vă dă o alternativă. Corect, dar știți că stau cu frica în sân, pentru că noi după Unire i-a cam bombăcit. Îmi scria cineva din Bucovina, uite acum de-abia punem înapoi o plăcuță cu omul care a făcut toată calea ferată din Bucovina. Inginerul Țifăr era austriac, pentru că noi în 1918 i-am demolat, i-am distrus statuia pe care eu făcusem încă din timpul vieții care cunoștință. În Basarabia n-am fost foarte cinstiți pentru ei, dar nu noi, românii, ci administrațiile, așa cum erau corupte acolo, e treaba lor. Ar trebui să înțeleagă omul politic că acum, noi din 2007 scriem istorie. Din 2007, cărțoiul ăla de istorie va avea un capitol special. În sfârșit, România se află în cel mai sigur sistem de prosperitate și în cel mai sigur sistem de securitate. Niciodată n-a mai fost, nici de pe vremea lui Decebalul Sperscorilu. Noi, nimeni nu spune asta unui popor care a aruncat în fiecare zi în mai mare iureș și mai mare iureș. Da. Cât costă să fim sinceri cu propriul popor? Bun, domnul German, eu am observat că sinceritatea te costă uneori. Nu-i bai. Dar asta nu m-a făcut să fiu mai puțin sincer. Probabil asta a fost una din marile... acesta a fost unul din marile calități, dar și defecte. În primul rând, nimeni, ca și calitate, nimeni nu o să poată spune Băsescu a mințit cu bună intenție poporul român, pentru că nu-i ca la Ponta să iei ce a spus azi, ce a spus dimineață și după amiază să contrazică. Eu dacă am avut schimbări de poziție, le-am avut pe evoluțiile care au existat.
Dar niciodată n-am spus un lucru cu bună știință mincinos. Am spus ce am crezut. Și acesta este avantajul, că va fi foarte greu să mi se spună Băsescu în acest moment a mințit când a spus că asta e situația, n-a fost așa. Pe de altă parte, sinceritatea costă, pentru că de multe ori poporului român trebuie să-i spui ce vrea să audă, nu, să nu-i spui lucruri care nu-i plac. Iar eu am spus de multe ori lucruri care nu i-au plăcut. Iar acum am ajuns să-i spun unul care îi place, și anume, Ponta vă minte, nu are nevoie să introducă acciza la combustibil. Dar o spun pentru că sunt convins că nu are nevoie, dar are nevoie de bani pentru minunea asta care a propus-o cu băncile, să preia plata ratelor la bănci, și are nevoie de bani pentru baroni. Da, aici legea mă obligă să vă spun că domnul Victor Viorel Ponta ar avea o altă poziție. Da, legea mă obligă și... Da, însă... e foarte bine că spuneți că așa este. El are altă poziție. Numai că, domnul German, românii care vor beneficia de acest sistem vor plăti mult mai mult. În primul rând, li se prelungește timpul de rambursare. Ceea ce înseamnă că, iar dacă se uită în scadențarul acela, vor vedea că partea de dobândă e mai mare decât partea de credit. Deci, li se prelungește timpul, vor plăti mai mult ca dobânzi. Doi, vin și pun o întrebare care mi se pare absolut legitimă. Pentru că după 2 ani vor fi scutiți de taxe. Plătesc eu. De ce să plătesc eu și dumneavoastră? Știu. Știți ce aș înțelege? Dacă ar veni ca ajutor pentru cei care au avut nevoie să-și opereze copilul în străinătate. Dacă ar veni ca ajutor pentru cel care a avut nevoie să-și cumpere o proteză sau o motocicletă din aceea pentru dizabilități locomotorii. Dar dacă cumva mie mi se cere să contribui la rambursarea celui care a luat credit să-și facă vacanță, care a luat credit să schimbe televizorul cu o plasmă, care a luat credit să schimbe frigiderul de găiești cu unul adus de nu știu unde. Pentru ăla nu sunt de acord să plătesc. Nici nu vreau să plătesc nimic, decât pot plăti și am spus și spun tot timpul și întăresc, mâine sunt de acord să plătesc cu 10% mai mult impozit dacă sunt inundați în Vaslui sau în Banat sau oriunde. Mâine. Da. Și dacă e nevoie mâine pentru un copil necăjit, mâine îmi dau impozitul. Dar să știu ce se face cu el. Da. Pentru că mai avem doar un minut. Eu am văzut acel exemplu din Moldova în care se schimbau, trebuiau să se schimbe prizele la o școală dintr-un sat. 50 de milioane de lei vechi a venit firma unui politician din București, lasă că schimbăm noi prizele. În timp ce electricianul satului, șomer, zicea, domnule, aș fi schimbat cu 5 milioane. Da? Da. Nu n-am avut loc de ei. Să ai viața, da. Da. Nu se poate asta. Adică, știți ce nu suportă, cred că, popoarele? Nu austeritatea. Polonezii au dispărut de 3 ori din istorie. Da. Nu neapărat faptul că astăzi nu găsesc salam de Sibiu și mâine și musai să cumpere parizeri. Cred că nu suportă disprețul. Disprețul sau distanța foarte mare pe care un om ales o capătă după foarte, foarte puțin timp și noi românii suntem, stăm noi, răbdăm, dar suntem și ocoși, cum se zice în Ardeal. Adică, bă, nu te uita chiar de acolo de sus. Da. Eu te-am pus acolo. Eu mi-închipuiam că prin impozitele mele la zi sunt șeful tuturor oamenilor politici în țara asta. Eu sunt foarte mândru că am impozitele la zi. Copilul meu este foarte mândru că am impozitele la zi. Da. Și nu pot să-i arăt nimic dintr-o consecință mică, mică, mică a faptului că, uite, și tata și mama au mers și au plătit impozitele. Da. Asta e durerea aia care te macină, ca un ulcer. Și apoi când o perfora, Doamne ferește de stradă. Trebuie să, să îmbunătățim calitatea oamenilor politici, domnul German. Da. Este una din marile probleme pe care Selecția. Le avem. Și doi, va trebui să facem un efort mult mai mare de explicare către români a acțiunilor pe care le iau politicieni responsabili, nu cele populist gratuite și cele prin care cu bani publici vreau să câștig voturi utilizând slăbiciunile, dacă vreți, al celor mai săraci.
asta ne duce la ticăloșie, știi? La un mod de a guverna ticălos, necinstit. Da, muse să încheiem cu constatarea, mă, totuși un politician mândru de țara asta ar fi mândru să guverneze o bogăție, nu o sărăcie. Să mă duc să profit de săracul ăla care va rămâne și mai sărac pentru că eu fac bani publici. Da. Cât te costă să ai totuși ca politician mândria asta? Bă, ce am făcut? Sunt om de stat. Am putut să trec de la funcția asta politică la funcția asta de om de stat. Da. Și uite acolo, în capitolul ăsta despre mine se vor scrie 3 rânduri sau 30 de rânduri. Mi se pare fascinant să fii politician și să te gândești că vrei să intri în istorie. Helmut Kohl mergea la serviciu ca și cum ar fi scris istorie. El nu mergea să facă ceva. Bun, nu poți să scrii istorie în fiecare zi, dar sunt momente în care vrei, nu vrei, trebuie să scrii. Și obligatoriu. Eu vă mulțumesc foarte și eu mult. Vă mulțumesc mult. Și doamne și domnule, eu știu că au lipsit benzile galbene în care se scrie breaking news, Traian Băsescu a făcut nu știu ce sau justiția. Nu. A fost o discuție pe care am luat-o exact din toate discuțiile mele cu tine, doamnă, cu tine, domnule, alea de când mă opreai pe stradă și îmi ziceai cumva speriat, domnul German, cu cine să votez? Și eu ziceam, nu știu, dragă, mai vedem. Te-am pupat și nu uita, doamnă și domnule, că trăiești în cea mai faină țară dintre țările posibile, cu o condiție. Să te înfrumusețezi și tu, și eu, și domnul Băsescu, și domnul prim-ministru, și toți. V-am pupat!